În perioada 2008-2012, vicepreședintele Consiliului Județean Cristian Marciu a derulat prin firmele sale afaceri cu Consiliul Județean, două pentru efectuarea unor lucrări la Spitalul Județean Giurgiu și una cu Direcția Județeană de Transport. Întrucât afacerile s-au derulat pe timpul exercitării mandatului de consilier, Agenția Națională de Integritate l-a declarat incompatibil pe Cristian Marciu. Acesta a atacat în instanță decizia ANI, iar acum a ieșit în fața presei pentru a da detalii din dosar. Curtea a constatat că pentru cele două contracte încheiate între PFA Marciu, Ovidiu Cristian și Spitalul Județean, nu mă aflu în stare de incompatibilitate. Curtea, înlăturând în situația de fapt cele două contracte, ca fiind de natură să atragă starea de incompatibilitate, întrucât acestora nu li se aplică prevederile articolului 90 din legea 161/2003. Cu toate acestea, incompatibilitatea mea este reținută doar cu privire la un singur contract, și anume cel încheiat între firmă și Direcția de Transport Județean. Susținerea Curții de Apel București nu este definitivă în legătură cu acest ultim contract. Aceasta s-a atacat cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, ce va fi analizat sau care va analiza starea mea de incompatibilitate cu privire doar la acest ultim contract. Întrucât procesul a fost declarat doar pe jumătate câștigat, Cristian Marciu mai are de prezentat dovezi în Altei Curți de Casație și Justiție, acolo unde se va judeca procesul legat de incompatibilitate. Până în prezent nu a fost dat un termen, dar Cristian Marciu spune că pentru liniștea adversarilor politici va ține la curent opinia publică despre demersurile în justiție și deciziile acesteia.